Temperaturi de aproape 30 de grade s-au înregistrat în ultimele zile la Slatina. Nu a fost caniculă, dar disconfortul termic a fost accentuat. Astăzi, la ora 11, arșița se instalase deja, iar oamenii căutau umbra, atât în parcuri cât și pe trotuar. Cele mai afectate de căldură sunt persoanele cu afecțiuni medicale. Cum vă protejați de căldură? Păi cu pălăria pe cap. Nu ies afară după ora 11, dar acum a făcut o excepție și mai ies după ora 6 seara. Suportați greu căldura sau? Da, foarte greu, că am probleme cu inima și foarte greu o suport. Pălărie, îmbrăcăminte adecvată, subțire și mă feresc de soare mult, merg pe la umbră. Suportați greu căldura? Foarte greu, am tensiune și insuficiență respiratorie, dar am și medicamentele la mine. Medicii de la ambulanța Olt îi sfătuiesc pe oameni să se protejeze pe cât posibil de razele solare, mai ales cei care se știu cu probleme medicale. Nu au fost solicitări legate de caniculă, căldură sau creșterea temperaturii, dar ne așteptăm în perioada următoare să se întâmple lucrurile astea. Suntem în dispozitiv și vom interveni. În special îi sfătuim pe bătrâni și copii să consume lichide și să încerce să se protejeze de căldură, iar dacă nu este neapărat necesar să iasă afară, să rămână totuși la locuri umbrite sau la domiciliu. Consumul de lichide, fructe și legume proaspete este foarte important, la fel și vestimentația, care trebuie să fie lejeră și deschisă la culoare. Să consume lichide, vestimentația să fie lejeră și de culori deschise. Este interzis, într-adevăr, cafeaua, pentru că pot apărea modificări de tensiune, iar la vârstnici și copii există o problemă din punctul ăsta de vedere. Vârstnicii sunt cu boli cronice, cu tratamente și așa mai departe, se pot decompensa foarte ușor. Medicii recomandă plimbările până la ora 11, iar seara după ora 18.